Puteți să ne povestiți ceva despre turneul dumneavoastră aici în Italia, inclusiv astăzi în Reggio Emilia? Nu știu, sunt eu numai ce să sfârșit spectacolul. Suntem toți încălziți, transpirați. Eu mă bucur că s-a împlinit totuși o dorință mea de mai mult timp, că să fie, să cânt în Italia, chiar spectacole și chiar singur să vin, să știu fanii, să știu ce mă așteaptă în localitățile voastre. La Reggio Emilia a fost cel mai frumos întâlnire, pe părerea mea. Poate și localul ăsta e simpatic, deosebit, dar atâta lume tânără, au atâta tineret. Într-adevăr, e o plăcere să vin cu spectacole la Italia. Pentru că nu sunt spectacol cel de 15 ani în urmă sau de 10. E o generație tânără, cum sunteți voi, și aici am văzut foarte, foarte multă tipă. Mai plănuiți și alte spectacole în Italia în următoarea perioadă? Bă, cum știți, astăzi, micul meu turneu astăzi s-a finisat aici la Reggio Emilia. Am avut la Padova, la Vicenza, Ferențe, foarte frumoasă. Și Verona. Verona. Foarte frumoasă. La Verona o să mă mai întorc, numai decât. Dar mai sunt vreo 5 localități care trebuie numai decât să vin. La Bologna trebuie să ajung. Dar cred că o să mă întorc peste o lună jumate. În ajunul Crăciunului. Cred că o să organizăm o sărbătoare de Crăciun împreună, cred. Da. S-ar putea. Colaborare. S-ar putea, da. S-ar putea să facem o întâlnire, să... Că am înțeles că atunci, două zile, chiar lumea se petrece, da, nu-i la ore, nu-i nimic. Vrem să permis și ceva rezervat pentru noi, ca să ne simțim bine. Da. Eu vreau să spun două cuvinte referitor concertului de azi. Ne-am spus foarte bine cu domnul Gheorghe Țopa. Ne-a adus o energie, așa, enormă, de la Moldova. Ne-a dat o încărcătură aici, deosebit plăcere. Și cred că mai colaborăm. Da, eu sper că... Uite, Parmo e alături de voi. Cred că la Parmo o să începem împreună, că pentru voi nu e problemă. Da, suntem. Da, e chiar aici. Cred că nu sunteți la lucru cu orele. Sunteți lăutari liberi. Eu vreau să spun că m-am ocupat de realizarea publicității, deoarece am avut foarte puțin timp, doar o săptămână. Ce vreau să spun? Ceva interesant, care pentru dumneavoastră e foarte interesant, curiozitatea e mare. Când realizam publicitatea, toată lumea întreba, Gheorghe Țopa, înseamnă că Gheorghe Țopa e așa cum le interpretează toți fanii, exact valoarea care ne-a demonstrat-o în... Eu tot am auzit că s-au făcut multe turnee, artiștii noștri au fost, probabil tot timpul au fost 3-4 cântăreți într-o echipă. Dar eu n-am avut ocazia. Când m-au invitat, n-am putut eu, altă dată poate m-au invitat, dar uite, îmi doream mult să vin la spectacol, chiar la spectacol, să vină lumea, să mă aștepte, să stie pe scaune. M-am întâlnit peste tot cu pâine și sare, ceea ce m-a uimit, a fost organizat la nivel cel mai potrivit. Aș adăuga, dacă pot, că această colaborare de azi, cred, a dat și vom încerca pe parcurs să dăm alte speranțe lumii, tuturor nostru conaționalilor, că nu sunt abandonați numai în mâna, în brațele grijilor care le au, dar sunt cei de acasă, suntem noi aici, care vrem să încercăm să-i înveselim, să le dăm curaj viață, nu? Cu melodiile, cu șlagările dumneavoastră, care încă o dată ne-au întors în timp, în trecut, atunci când ne aplaudau și au demonstrat că totuși țin la cultura noastră, țin la tradițiile și obiceiurile noastre. Și a fost, pentru mine a fost deosebit de plăcut. Mi-a plăcut aceea că s-a cerut cânticul Veniți acasă, măi copii, la bis. Mi-a plăcut foarte mult, pentru că lumea a dorit, lumea a strigat. Și melodie care le-a plăcut, au cântat cu mine. La noi, cam
cam se mai uită aceste melodii, dar aici le-am simțit din nou cu același sentiment, cu aceeași putere, ca prima dată când cântam. Eu aș spune că piesa asta îi atinge pe ei, pe toți aceștia care, în modul de noștri care sunt psihotare, deoarece eu cred că ei își doresc într-o zi să fie momentul ceva, să aibă posibilitatea de a ajunsă prin piesa, veniți acasă, ne copii, să totuși să vină apoi la Baștina. Mi-a plăcut că ți-a dat ții microfonul și ai cântat destul de bine, dar am cântat la Verona, o fetiță a luat microfonul și a cântat cântecul întregime. Pentru mine, cred că numai aici știu cuvintele și strofa și refrenul, numai la ei. Le simt valoarea cu adevărat, da. Când ești departe. Mai ales eu vorbesc de mai tineri, pentru că totuși cântecul are la vreo 20 și ani, așa că a trecut o generație, voi... Eram mici. Noi am crescut, de fapt, cu piesele. Și trebuie să o știți. Bine, astăzi am mai avut și o posibilitate, o ocazie. Vreau să remarc că am organizat în mod special, este vorba de lansarea a treia piesă a formației Trandafir, cu titlul Zi de Sărbătoare. Domnul Gheorghe nu a avut posibilitatea să o asculte pentru că era în... Da, dar eu încă n-am plecat, așa că voi urcați în scenă și... Da. O apreciere. Deci nu am ales o zi oricare, am ales chiar la lansare ziua în care colaborăm pentru a doua oară cu domnul Gheorghe Țopă. Păi azi chiar a fost o zi de sărbătoare, așa că piesa a fost la momentul just. Da, numai decât mă întorc înapoi. În decembrie o să-mi fie mai ușor, pentru că la noi e post și... Și normal. N-o să fiu angajat pe el la... conform tradițiilor noastre. Da, să nu ne uităm, aici. Să nu ne uităm țară, pământul. Bine, eu vă mulțumesc formației Trandafir și în mod special mulțumesc domnului Gheorghe Țopa pentru această zi splendidă pe care ne-a oferit-o și sperăm să vă mai vedem împreună organizând alte evenimente la Reggio Emilia. Vă mulțumesc. Mulțumim și vouă.